Este ultima noastră seară în Malta și am ieșit să luăm cina în Valletta. Da. Mai facem o plimbare, că n-am apucat să vizităm prea mult. Cum ziceam, peste tot sunt baruri și restaurante unde se cântă muzică live. Wow, ia uita și ce cafenea frumos. Criză de râs. Așa, haideți că am terminat și noi masa. Și pe noi ne-a costat muzica live. Este ultima noastră seară în Malta și am ieșit să luăm cina în Valletta. Da. Mai facem o plimbare, că n-am apucat să vizităm prea mult Valletta. Și da, ne plimbăm un pic, luăm cina și mergem înapoi la cazare, apoi că avem avionul de dimineață mine. Da. Ne mai vedem aici de vreo. Ne vedem aici. Vă mai filmăm. Așa mai vă filmăm ce se întâmplă pe aici. Viața de noapte. Viața din, de noapte din Valletta, da. Hai. Hai. E seara în Valletta și avem aici un domn care face figurine din sticlă. Ziceam, peste tot sunt baruri și restaurante unde se cântă muzică live. Sâmbătă seară și orașul e plin de viață. Turiști maltezi. Bananas. Am ajuns la magazinul de suveniruri Bananas. Wow, ia uita și ce cafenea frumoasă s-a ales. Hotel cred că este, nu știu ce este. Ce frumos arată. Cred că este o cafenea. Dar e foarte frumoasă. Da, suntem la Cafe Cordina. Dar arată foarte frumos. Ce culori drăguțe. Interesant. Hai, bebiță. Ce clădire frumoasă aici. Balconașe și cu strada aceasta. Superb. Frumos este luminat aici.
și ne-am oprit într-un food market, deci este o piață cu mâncare, cu diverse tipuri de mâncare, de la indian, chinezesc, vietnamez, italian, maltez, indian, de toate tipurile și fiecare și-a luat ce a avut poftă. Noi ne-am luat niște sandwich-uri tipice malteze. Criză de râs. Eu cu pronunțiile mele, de ce râsul până? Denumirile vieții. Deci se numește Fântira. Fântira, cu F. Fântira. Așa. Și este porchetă, adică este cu porc. Și majoritatea, și Ruxi și-a luat ceva la fel. O nouă avem cu ton acolo. Celălalt și-a luat paste. Andrei și-a luat indian. Alex așteaptă un iepure. Tot specific maltez. Iepure maltez. Da. Și cam atât. Mai arătăm. Așa, haideți că am terminat și noi masa. Și pe noi ne-a costat pe amândoi 36 de euro cu tot cu băutură. O porție de iepure, am uitat să mai filmăm. Porția lui Alex de iepure a fost... Care au fost de fapt două porții de iepure, de fapt era porție dublă două, și ne-au dat două porții separate. Așa, 11 euro porția, ceea ce foarte bine, a fost extra suficient. Sandwich-urile au costat specifice malteze în jur de 8 euro. Și berile 6 euro, ceea ce pe noi ne-a dus un total de 36 de euro, ceea ce e foarte bine. Berile a fost 6 euro bucata, deci 42 de euro ne-a dus. 42? Da. Cred. Da, 42 de euro. Da, 42 de euro ne-au costat, două beri, că berea e 6 euro bucata. Dar oricum e foarte bine, dacă stai să te gândești, este cam 100 de lei de persoană. 21 de euro de persoană, da. Mâncare și băutură. Și plus că am mâncat practic două feluri de mâncare, că am mâncat jumătate de sandwich și o porție de iepure, care na, destul de mare. Da, da, cu cartofi, cu legume, cu tot ce vrei. Da. Da. E diversitate mare, da, deci se merită. Fiecare am mâncat la... ce am vrut și na, am satisfăcut toate poftele, să zic așa. Da, la Market Food. Market Hall. Hall. Market Hall, care e în piața veche, care s-a transformat într-un food court din acesta, unde sunt diverse restaurante și poți să mănânci de la oricare vrei. Da. Este fix în centrul Valetei. Da. Așa că ne mai plimbăm un pic și o luăm spre cazare. Plimbăm un pic iepurele și mergem la cazare, că mâine dimineață ne trezim cu noaptea în cap să mergem la aeroport. Da. Haideți. Arată. Aici este Patriarhia Dominicană. Impresionante aceste biserici. Mi se par opere de artă. Cumva se pune accent tot timpul pe obiecte de artă în interiorul lor și îmi place să le vizitez. Fie că vorbim de picturi, de icoane, mozaicuri. Este Basilica Sfântul Dominic și Porto Salvo. Oh. Basilica Sfântul Dominic și Porto Salvo.
Ce dubiță! Au două saltele aici, în spate și o pușcă de pisică. Maltezi. Avea acolo patul întins. Robert, auzi, ai fost convocat să ne mai faci rost de un Teddy. Ia, vrem un alt Teddy. Robert. Robert, vrem un alt Teddy. Știi tu despre ce-i vorba. E deal-ul nostru. Da. Aici. Ce avem aici? Practic am unul, 3-4 km pe sine. Te-a uitat să tragă geluzeaua. Avem 50-a de vreme. Tavlăuri! De care n-ai? Hai să vă arăt un balcon vechi. Mi-a plăcut, nu știu de ce. Este de cojit săracul, e bătut de vreme. De soare. Ars. Uitați cum sunt, cum îl deschid geamul și cum îl proptesc în sârme din acelea grosuțe. Și lateral are un geam mic deschis. Poate că stau niște bătrâni aici. De obicei nu mai au puterea și răbdarea să renoveze, să refacă. Se mulțumesc cu cea. Și suntem în ferii. Gata, ne îndreptăm spre cazare. Și încheiem și videourile de fapt din Malta. Da, cu părere de rău, evident, o altă vacanță s-a terminat. Dar mergem acasă la Tomiță, ne gândim că îl vedem pe Tomiță și ne bucurăm. Da, s-a încheiat săptămâna noastră în Malta, sper că v-a plăcut și vouă, nouă ne-a plăcut foarte mult. Probabil că o să mai revenim în viitor, nu în viitorul foarte apropiat, dar o să revenim. Și da, spuneți în comentarii dacă v-a plăcut. Dacă ați fost aici, ce ați vrea să vizitați. Da, ce v-a plăcut. Și nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut ce ați văzut, un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și ne vedem în video următor, mulțumim pentru vizionare! Mulțumim! Ciao! Ha.